Discutăm, domnule Băcanu, și despre tensiunile din coaliție, sau mai bine spus, schimbul acesta de replici acide pe care îl vedem în ultimele zile între Partidul Social Democrat pe de o parte și Partidul Național Liberal pe de altă parte. PSD anunță astăzi într-un comunicat, citesc, că nu este mulțumit pe deplin de forma ordonanței de urgență pe care guvernul a adoptat-o ieri în scopul limitării creșterii facturilor la gaze și energie. Cum comentați? Păi PSD a venit și a spus că, comunicat, în opinia dumneavoastră, ar fi dorit ca ordonanța să se aplice și pentru luna ianuarie. De ce nu e posibil, în primul rând, să lămurim? Pentru luna ianuarie se aplică o ordonanță adoptată de guvernul PNL, de sub cât timp era premier Florin Câțu, care prevede alte praguri pentru compensare și pentru limitarea prețurilor. De ce nu e posibil? Pentru că n-ai cum să dai o normă care să se aplice pentru trecut. O lege se aplică doar pentru viitor. E un lucru scris în Constituție, iar PSD-ul știe foarte bine. Dar totuși, nu vă închipuiți că public... Nu vă închipuiți. Păi public sunt unii politicieni care sunt tentați să cadă în zona asta ușor populistă, în care încerci să le spui oamenilor, domnule, eu vreau să fac totul pentru voi, dar alții nu mă lasă. Dar PNL-ul realitatea, realitatea este că dacă am fi adoptat o ordonanță de urgență care să prevadă că se aplica și pentru perioada 1 ianuarie, 26 ianuarie, azi fiind 26, iar fost neconstituțională și se punea în pericol întregul act normativ, astfel încât oamenii se puteau trezi în martie sau în aprilie că au deplătit niște sume la piețul preței, la prețul pieței, inclusiv pentru ianuarie, februarie, martie, pentru că putea fi atacat întregul act la Curtea Constituțională. Și ne trezeam că, de fapt, n-am făcut nimic. Am făcut ce se putea și vă spun asta în calitate de om care a fost secretar de stat la Ministerul Justiției și care a coordonat mai bine un an de zile Direcția de Avizare Acte Normative. Această observație, că trebuie să vă explic și cum funcționează lucrurile. Vă rog. Când pornește un act normativ pe traseul guvernamental, el pornește de la un minister și, pe urmă, se duce la celelalte ministere și la alte instituții publice pentru avizare. Ultimul minister avizator este Ministerul Justiției. El primește actul normativ și îl citește. Acolo sunt niște specialiști, niște magistrați. Nu fac asta politicienii sau colegii mei de la Partidul Național Liberal. Sunt niște oameni care sunt acolo de foarte mulți ani și care numai asta fac și sunt foarte percepuți. Niște profesioniști extraordinari. Mă plec în fața lor, îi cunosc și sunt niște oameni foarte buni. Și îi citesc. Și spun, opa, articolul X contravine articolului Y din Constituție. Păi nu putem să-l lăsăm aici. Că dacă îl lăsăm aici, cade tot actul normativ și n-am făcut nimic. Adică i-am păcălit pe oameni că îi ajutăm, dar la finalul zilei le-am făcut mai mult rău. Și nu putem să facem lucrul ăsta. Deci n-a fost vorba de PNL. Într-adevăr, la momentul ăsta, ministrul Justiției este un ministru membru al Partidului Național Liberal. Exact. Dar vă spun că 100% sunt convins de asta, deși nu știu ce s-a întâmplat cu la avizarea acestui act normativ, dar sunt 100% convins că știu cum funcționează sistemul. Această observație, că vine sub forma unei observații, a venit de la Direcția de Avizare Acte Normative, unde sunt oameni care au lucrat și sub Tudorel Toader, și sub Iordache, și sub Stelian Ion, și așa mai departe. Sunt tehnicieni.